Asociația Prorelis Iași, în parteneriat cu Asociația Părinți pentru Ora de Religie Filiala Iași și Casa Corpului Didactic Spiru Haret din Iași, au vernisat marți, 11 octombrie, expoziția de icoane Sfânta Cuvioasă Parascheva, emblema spiritualității ieșene. Evenimentul a fost urmat de un atelier de dezvoltare personală și profesională pentru profesorii de religie, intitulat Contribuția ludicului în dezvoltarea personalității. Activitățile Asociației Prorelis, dedicate Sfintei Cuvioase Parascheva, se adaugă activităților Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, a Patriarhiei Române de anul acesta și a Municipalității Ieșene și mai ales, am spune noi că se adaugă frumuseței rugăciunii și statorniciei în credință mărturisite de către pelerinii. Emoționant de credincioși care se adună an de an la Sfânta Cuvioasă Parascheva pentru a-i aduce un prinos de recunoștință față de tot ceea ce înseamnă ea pentru spiritualitatea românească. Expoziția de icoane în cinstea Sfintei Cuvioase Parascheva este la a doua ediție și face parte din seria de evenimente dedicate zilelor Casei Corpului Didactic Spiru Haret Iași, aflate la ediția a șaptea. Astăzi avem vernisajul unei expoziții de icoane realizate în parteneriat cu Asociația Profesorilor de Religie Prorelis. Expoziție care ne bucură atât pe noi, cei din Casa Corpului Didactic, dar și miile de profesori care trec pragul instituției noastre. După cum ați observat, am optat ca expoziția de icoane să fie chiar în sălile de lucru ale Casei Corpului Didactic. Icoanele din cadrul expoziției sunt lucrări ale copiilor din mai multe școli ieșene și vor rămâne expuse la Casa Corpului Didactic până la sfârșitul lunii octombrie.